Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a efectuat o vizită de lucru la podul de la Milișeuți. Acesta a arătat că lucrările sunt în grafic, reprezentanții constructorului precizând că în intervalul 4-8 martie se va trece la montarea grinzilor. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că va rămâne atent la acest subiect ce interesează zeci de mii de cetățenii județului Suceava, pentru că în acest moment nu se mai pot găsi scuze. Opinia publică nu mai accepte sub nicio formă amânării. Acest pod trebuie dat în funcțiune cât se poate de repede, pentru ca responsabilii de gestionarea rețelei de drumuri naționale să-și îndrepte atenția spre următorul obiectiv de investiție.